Bună seara și bine ați revenit la emisiunea În Vizor. Sunt Rareș Niculescu. Lăsăm pentru astăzi la o parte discuțiile despre politică, despre declarațiile politicienilor și discutăm despre un alt subiect care ne afectează grav. Epidemia de peste porcină africană, sursă de îngrijorare pentru mulți oameni, crescători sau consumatori. Peste 120.000 de porci au fost uciși până în acest moment, dintre care 40.000 în gospodăriile populației. Fermierii români vorbesc despre un dezastru și cer guvernului să declare starea de urgență în cazul peste porcine africane. Pro Agro spune că intervenția autorităților falimentează fermele de porci și solicită, printre altele, discutarea acestei probleme majore în Consiliul Superior de Apărare a Țării. Cât de gravă este evoluția peste porcine în africane în România și dacă există motive de îngrijorare pentru clujeni, discutăm în această seară cu doctorul Ioan Oleleu, director al Direcției Sanitar Veterinare Cluj. Bună seara, domnule doctor, bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Care ar fi situația la zi? Care este amploarea din acest moment a epidemiei? Sigur, la nivel național, cazurile de peste porcină africană, respectiv focarele care sunt în evoluție, le-ați enunțat și dumneavoastră, ele nu sunt puține. Dar la nivelul județului Cluj, până în momentul de față, nu avem focare de peste porcină africană în evoluție, cu toate că ne confruntăm cu o situație mai specială și oarecum aparte, pe care o să o gestionăm în mod corespunzător și, zic eu, la măsurile pe care le-am stabilit împreună cu prefectura, respectiv Consiliul de Combatere a Bolilor de la nivelul județului Cluj. Gestionarea o să fie una corespunzătoare. Ținta noastră este să menținem indemnitatea județului vis-a-vis de peste porcină africană. Indemnitatea însemnând că județul nu este afectat și vrem să rămână. Deci în momentul de față nu avem niciun focar de peste porcină africană, așa cum am spus, în evoluție, nici la gospodăriile populației, cu atât mai puțin în exploatațiile comerciale. Totuși, Federația Pro Agro spune că situația se prezintă catastrofal și acuză pentru cazurile din restul țării, pentru celelalte județe, o gestionare necorespunzătoare de către autorități. La ce credeți că se referă? Nu știu, nu pot să fac considerente vis-a-vis de măsurile care se aplică în celelalte județe, dar, în mod sigur, autoritățile implicate, atât direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cât și celelalte instituții care sunt membre a CLCB-ului, respectiv Comitetului Local de Combatere a Bolilor, au luat toate măsurile care se impun în astfel de situații. Situația diferă și are anumite particularități de la focar la focar, dar anumite de la localități sau județe diferite. Motiv pentru care a cuantifica, a justifica într-o formă sau alta acele măsuri, nu pot să fac în momentul de față acest lucru, dar sunt un cunoscător a serviciilor veterinare și din celelalte județe. Știu că sunt oameni profesioniști care acționează în spiritul legii, iar cea mai mare provocare pentru dânsii este aceea de a limita pe cât posibil difuzarea bolilor și, nu în ultimul rând, pagubele economice la care în momentul de față este expusă România. Iată așadar o veste bună pentru clujeni. Nu avem niciun caz de peste porcină africană. Sigur, astăzi, de exemplu, am fost prezent într-o unitate locală de sprijin la Dej, iar un, nu vreau să-i dau numele, un decident politic din acea ședință mi-a spus ceva de genul: domnule director, de câțiva ani ne spuneți și ne prelucrați și ne prezentați măsurile pe care le aplicați la nivelul județului Cluj vis-a-vis de peste porcină africană. Nu am crezut în acele momente că riscul este atât de mare și în România vis-a-vis de această afecțiune. Din nefericire, a ajuns la noi și a ajuns în România
datorită presiunii virale care a existat în țări, în anumite țări din jurul României. Noi vorbim de o regiune, virusul nu ține... Este un aspect deosebit de important, pentru că nu ține multă lume vehiculează această teorie a conspirației. Pot să vă dau, un exemplu, cum se stătea în 2015. În 2015, în jurul nostru, situația era în felul următor. Polonia deja avea primele cazuri, ulterior a apărut în Ungaria. Letonia, numai puțin de 10 cazuri. Mai departe, nu chiar în jurul nostru, urma Italia, cu 13 focare, Estonia. Iar la un moment dat în Polonia, evoluția focarilor a ajuns până la 1000 și ceva de focare. Deci toată această presiune virală, nu în ultimul rând, numărul mare de focare care au evoluat în Ucraina. Pe o anchetă epidemiologică efectuată la nivel național, o perioadă lungă de timp, s-a așteptat, iar măsurile de biosecuritate au fost cele mai drastice pe partea de nord a țării, respectiv Botoșani, Suceava, pentru că erau foarte multe focare în Ucraina. Având în vedere presiunea virală care exista în această zonă și datorită unor factori puțin controlabili, mă refer la circulația vehiculelor, a animalelor, respectiv a vânatului, virusul nu ține cont de granițe. Bulgarii au construit deja o parte dintr-un gard la frontiera terestră cu România. Ucraina și-a anunțat o intenție asemănătoare. Vor avea vreun efect astfel de măsuri? Nu știu. Ele trebuie cuantificate anterior? În mod sigur. Orice măsură pe care le ia un stat la recomandarea autorităților care sunt îngrituite să recomande astfel de măsuri, vor limita într-un anumit procent, vor putea limita anumite căi de difuzare a virusului în teritoriile sale. Și Bulgaria se confruntă, din păcate, cu anumite afecțiuni pe care noi, în momentul de față, nu le avem, cum ar fi pesta micilor rumegătoare, un subiect destul de mult discutat la nivelul autorităților veterinare din statele din jur și din statele din Uniunea Europeană, și noi am întreprins deja primele măsuri la nivel național și la nivel județean, și chiar săptămâna care vine o să convoc un centru local de combatere a bolilor pentru a prezenta și a aviza în continuare măsurile care se impun și pentru această afecțiune. Aici, în ceea ce privește gestionarea acestor focare, în special în partea de sud, unde ele sunt în evoluție maximă și virusul a cunoscut o propagare fără precedent, și datorită specificului de creștere a porcinelor, vorbim de un număr foarte mare de gospodării ale populației și, nu în ultimul rând, anumite zone în care porcii se cresc liberi, iar distanța între rezervorul natural de virus, care este porcul mistreț, și porcul domestic, în acele zone este destul de apropiat. Sunt și cazuri particulare, așa cum a fost apariția focarului lângă București în zilele trecute, unde încă se fac investigații vis-a-vis de modul cum a ajuns virusul pestei porcine în acea locație, o locație la distanță foarte mare de celelalte focare. Și care este ipoteza dumneavoastră? Probabil că a fost transportat, probabil că a făcut obiectul unui comerț de vreme ce a ajuns la o asemenea distanță. Sigur, mi-e greu din Cluj să fac ipoteze. Totuși, ca și medic veterinar și om care am participat la multe anchete epidemiologice, nu văd o altă sursă decât un contact direct. Orică vorbim de un porc adus dintr-o zonă de focar sau un alt contagiu care a fost adus dintr-o zonă de focar în gospodăria populației, care poate fi și un mijloc de transport sau alte produse gen cereale care au fost contaminate.
despre un purceluș buculcaș care a călătorit și prin țară, un cadavru de mistreț, despre acest subiect este vorba. Vedem în continuare despre ce este vorba într-un material realizat de colegii mei, o exclusivitate Ziar de Cluj. Pesta porcină se plimbă liberă prin România și autoritățile se piaptănă. Pentru că e weekend. În urmă cu o lună, în 26 iulie, un vânător a găsit într-o pădure din Sălaj un pui de mistreț care părea bolnav, pe care l-a și împușcat. Apoi a anunțat Direcția Sanitar Veterinară. Medicii sălăjeni au preluat probe pe care le-au trimis la laborator în satul mare. Dar pentru că era vineri, nu au mai stat să aștepte rezultatele. S-au grăbit să trimită cadavrul în Dej, în județul Cluj, către singura firmă care se ocupă de incinerare, Protan. Asta în ciuda faptului că nu aveau voie să transporte animalul atâta timp cât nimeni nu știa dacă acesta suferise de peste africană. La două zile de la transportarea lui în județul Cluj, a venit și confirmarea de la satul mare. Porcul fusese bolnav și trebuia incinerat, apoi îngropat. Nici măcar după ce a aflat de peste, DSVSA Sălaj nu a anunțat societatea Protan. După 11 zile, un medic angajat la DSVSA, revoltat de atitudinea colegilor, a anunțat autoritățile din București. Degeaba. Am făcut o sesizare la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, domnului președinte Geronimo Răducu Brănescu. Am solicitat un răspuns și măsurile care se vor da. Până la ora asta nu am primit niciun răspuns și n-am observat sau nu am cunoștință de nicio reacție din partea autorității. Drept urmare, au trecut 3 săptămâni și cadavrul mistrețului a zăcut infectat în depozitul firmei Protan. Mai clar, întreaga firmă Protan a fost izolată. Nu mai intră și nu mai iese niciun gram de marfă. Iar mâine vor începe procedurile de incinerare la fața locului a întregii cantități de resturi animale strânse de Protan, nu doar a mistrețului. Asta pentru că toată marfa a fost contaminată. În plus, întregul județ este în alertă. DSVSA Cluj verifică toate fermele. Chiar dacă porcul a fost transportat într-o mașină specială și depozitat într-o cutie închisă ermetic, direcția din Sălaj nu a respectat normele. Și întreaga procedură a fost încălcată încă de la început, când animalul nu avea voie să fie scos de pe fondul de vânătoare. Iată, chiar dacă pesta porcină africană nu a ajuns încă în județul Cluj, un gest de irresponsabilitate al vecinilor din județul Sălaj ne-a cam dat în această perioadă de furcă, mai ales domnului doctor Oleleu și instituției pe care o conduce domnia sa. Ce măsuri ați fost nevoit să luați, domnule doctor? Sigur, noi în momentul când am fost sesizați de această situație, am procedat la declanșarea în regim de urgență. În câteva minute ne-am mobilizat, am declanșat ancheta, am luat primele măsuri de izolare, apoi dezinfecție la tot ceea ce înseamnă unitatea respectivă, mijloacele de transport. Și așa cum s-a afirmat și în reportajul dumneavoastră, oprirea activității astfel încât nicio cantitate de subprodus de origine animală nedestinată consumului uman să intre sau să iasă din unitatea respectivă. Din ancheta pe care am desfășurat-o s-a stabilit faptul că acel mistreț a ajuns în unitate cu un mijloc de transport autorizat sanitar veterinar, un mijloc de transport care a respectat condițiile de biosecuritate pe timpul traseului. Nu a existat un risc de difuzare în teritoriu. Practic a venit de la Sălaj la Protan Cluj. Și cu atât mai mult, unitatea respectivă făcea obiectul verificării periodice de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Toate regulile de biosecuritate în unitate au fost respectate în această perioadă și ne face să credem că nu vor fi focare secundare în zona Dejului sau în alte zone. În momentul de față am luat ultimele măsuri, ele urmează să se concretizeze în perioada imediat următoare, mâine și poimâine, cu celelalte instituții, inclusiv unitatea locală de sprijin din Dej, unde domnul primar împreună cu doamna viceprimar au avut o implicare pozitiv vis-a-vis de a rezolva acest caz conform legislației în vigoare. Vom lua măsurile astfel încât să nu avem focare secundare. Pentru că a venit vorba despre măsurile care se iau pentru a împiedica răspândirea epidemiei, haideți să reamintim oamenilor care ne urmăresc ce măsuri au fost luate până în prezent, la ce aspecte trebuie să fie atenți și ce trebuie să știe. Sigur, până în prezent, cea mai importantă măsură care se desfășoară în teritoriu este aceea monitorizării stării de sănătate
a efectivelor de animale, atât în exploatațiile comerciale, adică în fermele constituite de la nivelul județului Cluj, cât și la gospodăriile populației. Nu în ultimul rând, verificările care s-au făcut și ele sunt în continuare în derulare, privind circulația animalelor pe drumurile publice, nu în ultimul rând acțiunile de dezinfecție în zonele de aglomerare ale oamenilor, supravegherea activității târgurilor, astfel încât ele să fie oprite, să nu-și desfășoare activitatea. Dar este important ce face fiecare crescător și deținător de porci, pentru că și dânși au o responsabilitate, iar în aceste momente e nevoie de o echipă comună între crescătorul de porci și medicul veterinar, fie că vorbim de medicul veterinar de liberă practică sau medicul veterinar oficial de stat. Este important ca fiecare crescător de porcine și deținător de porcine să anunțe în regim de urgență orice stare de îmbolnăvire care apare la animale, așa cum am fost eu anunțat și sunt anunțat zilnic de astfel de cazuri. A fost și dumneavoastră martor la un astfel de anunț care mi s-a făcut de către un... Există și un număr de telefon la care pot fi contactate autoritățile? Da, există și un număr de telefon, dar noi am stabilit pe fiecare comună și cu celelalte instituții responsabili. Avem un sprijin foarte important din partea IPJ-ului Cluj, cu care am stabilit inclusiv protocoale de colaborare pentru supravegherea circulației în teritoriu. Sunt activate la nivel teritorial toate unitățile locale de sprijin care implică factori de decizie, primar, viceprimar, medicul veterinar, medicul uman, reprezentantul IPJ-ului și toți ceilalți care au atribuții în această ecuație. Nu în ultimul rând, cei care dețin animale trebuie să achiziționeze sau să comercializeze porci. Nu este interzis acest lucru, cu avizul medicului veterinar. Se pot adresa telefonic sau cum consideră dânsii, se pot adresa medicului veterinar când vor să facă operațiuni de vânzare sau operațiuni de achiziționare a porcilor, pentru că este foarte important. Noi, printr-un sistem centralizat, ne asigurăm că acel porc pleacă într-o zonă liberă sau provine dintr-o zonă liberă riscurile de fiind deloc, fiind mult mai mari. Sigur. Nu numai pentru cel care achiziționează porcul, ci pentru întreaga comunitate. Pentru întreaga comunitate este important și pentru cel care cumpără acest animal să asigure că animalul respectiv este unul sănătos și nu în ultimul rând cel care vinde să fie și să primească toate garanțiile din partea medicului veterinar că porcul respectiv îl poate vinde în condiții optime fără ca el să fie bolnav. Nu în ultimul rând, hrănirea porcilor trebuie să se facă cu furaje cu origine cunoscută. Nu este permis să se hrănească porcii cu restul culinare de la diferite unități unde nu se cunoaște originea acestora. De obicei recomandat cu cereale proprii pe care le au dânsii în curte. Și mai puțin sau total interzis să se achiziționeze cereale din localitățile unde evoluează astfel de boli. Nu în ultimul rând, în foarte multe gospodării de la nivelul județului Cluj, oamenii și-au instituit la recomandarea colegilor condiții minime de profilaxie, au trecut la o dezinfecție cu var a padocurilor, a cotețelor, a adăposturilor unde își cresc porcii, iar la intrarea în gospodărie, în padocul porcilor, este recomandat să se monteze un dezinfector de picioare care poate fi impregnat, îmbibat periodic cu sodă caustică sau altă substanță dezinfectantă pe care o au la îndemână sau care o pot achiziționa dintr-un loc autorizat. De altfel, pe această metodă și pe acest principiu de biosecuritate la nivelul județului Cluj, am făcut o solicitare Consiliului Județean ca o măsură stabilită și în Centrul Local de Combatere a Bolilor să declanșăm una dintre cele mai importante măsuri de biosecuritate prin achiziționarea unei cantități însemnate de dezinfectant și sodă caustică,
astfel încât la fiecare gospodărie din județul Cluj să impunem aceste măsuri de profilaxie generală. Va fi pus acest dezinfectant gratuit la dispoziția cetățenilor? Da, am găsit o deschidere și o atitudine pozitivă din partea conducerii Consiliului Județean, cei doi vicepreședinți, președintele, secretarul județului și așa mai departe. Și în următoarea ședință de Consiliu Județean, acest lucru se va concretiza, urmând ca toată acțiunea în teritoriu să se desfășoare sub control sanitar veterinar și cu implicarea altor instituții din zona agriculturii, mă refer Direcția Agricolă și celelalte instituții. Așadar, dezinfectat gratuit pentru clujenii care trăiesc în mediul rural, că am început această discuție despre bani și despre investiția în evitarea unei extindere a epidemiei, severitatea situației și pagubele economice care ar putea fi determinate de pesta porcină africană pot fi doar estimate în acest moment. Ne aducem însă aminte de gripa aviară din 2005-2006 și de situația din acel an. Iată informațiile. Practic, 2005-2006, pregătisem un material pe care colegii mei îl vor afișa în scurt timp, ne-am confruntat cu o altă epidemie importantă care a speriat multă lume și atunci pagubele economice au fost destul de însemnate. Și în acea situație și în prezent, statul va interveni și va oferi despăgubiri celor care au trecut prin această situație. Cine gestionează aceste despăgubiri și când vor veni ele? Modul de acordare a despăgubirilor sunt stipulate foarte clar de legislația în vigoare. Sunt trei instituții implicate. Iată, avem datele promise. Gripa aviară din 2005 a afectat 10 județe. Peste 420.000 de păsări au fost sacrificate. Cheltuielile au fost numai pentru intervenție de 2,7 milioane de euro, iar pagubele de peste 70 de milioane de euro în sectorul avicol. Și în acest an ne așteptăm de asemenea la pagube. Domnul doctor Oleleu a început să ne explice cum se va desfășura, cum se va derula acest sistem de despăgubire a proprietarilor. Sunt trei instituții care în momentul declanșării unui focar sunt abilitate de către legiuitor pentru a face o evaluare a animalelor respectiv Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, reprezentantul Prefecturii Cluj, reprezentantul Oficiului Județean de Reproducție și, nu în ultimul rând, reprezentant al primăriei. Toți aceștia acționează conform legislației. Pot să vă spun că la nivelul județului Cluj, periodic, avem și noi astfel de evaluări pentru alte boli. Banii s-au primit, iar despăgubirile, cel puțin la nivelul județului Cluj, nu am avut nicio contestație, au fost acceptate și crescătorii au fost mulțumiți. Cuantumul lor le-a permis, acolo unde ei au dorit, să înlocuiască efectivele respective. Și vorbim de despăgubiri pentru cai, anemia infecțioasă echină. În județul Cluj sperăm eradicarea în perioada imediat următoare, ST-uri la ovine și alte focare pe care le mai avem. O ultimă întrebare înainte de pauza de publicitate. Ce înseamnă închiderea unui focar de pestă porcină africană? Am văzut că s-a anunțat deja închiderea unui focar. O întrebare foarte bună, pentru că am văzut nu de puține ori declarații de genul: în gospodăria X nu se mai putea crește niciodată porc. Nu este adevărat. Este o procedură după uciderea, eliminarea sub o formă sau alta a tuturor porcilor din gospodăria respectivă. Urmează o perioadă de și procedurile de dezinfecție, două la număr. În funcție de ceea ce decide autoritatea locală, un porc, un purcel, santinelă pentru a stabili, dar verificarea eficienței prin analize, eficienței dezinfecției prin analize de laborator, iar la sfârșitul acestor proceduri, atunci când se consideră că toate riscurile sunt înlăturate, gospodăria respectivă poate să fie repopulată înapoi cu porci. Practic, acest demers se desfășoară la nivelul fiecărei gospodării? La nivelul fiecărei gospodării, planul de măsuri se aplică la nivelul fiecărui focar, astfel încât la finalizarea tuturor procedurilor,
gospodarul respectiv, proprietarul gospodăriei, să știe că poate să își rea activitatea de creștere a porcinelor în maximă siguranță în exploatațiile respective. Acest lucru, bineînțeles, că se face într-un context mai amplu, ținând cont și de existența sau lipsa unor focare la nivelul comunei. Cât poate dura estimativ un astfel de proces de închidere a unui focar la nivelul unei gospodării? Depinde. Acest proces poate dura de la cel puțin 14-15 zile până la un 30-40 de zile. Depinde de complexitatea focarului, de dimensiunea exploatației, precum și de alte surse de contagiu din exploatație, pentru că se despăgubesc. De exemplu, dacă se impune distrugerea unor cereale existente în gospodărie și timpul este mai lung pentru a lua astfel de măsuri, atunci bineînțeles că măsurile se prelungesc și timpul ca atare devine unul mai lung în astfel de situații. Iată așadar informații importante pentru crescătorii de animale și nu numai, chiar dacă pesta porcină africană, așa cum spuneam de la începutul emisiunii, nu a ajuns încă la Cluj. Ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate și revenim în scurt timp în studio. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vino în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Hello, Romania. Still paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions? Remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest. I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumă, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici și aici și da, și aici
Cu pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Am revenit la emisiunea În Vizor, în studioul NCN în această seară, doctorul Ioan Oleleu, director al Direcției Sanitar-Veterinare Cluj. Am discutat până acum despre un subiect important, pesta porcină africană, un subiect care interesează pe toată lumea. Ce am aflat până acum de la domnul doctor, pesta porcină africană nu a ajuns încă la Cluj, să sperăm că nici nu o să ajungă. Autoritățile sunt pregătite. În gospodării și în exploatații. Da. În gospodării și în exploatații, pentru că am văzut, s-a întâmplat un incident care a rămas fără urmări la Protandej, unde a ajuns un cadavru infectat. Dar gospodarii din județul nostru nu au deocamdată de ce să își facă probleme. În ceea ce privește pe consumatori, îl întrebăm chiar pe doctorul Ioan Oleleu, dumneavoastră mâncați carne de porc? Da. Și chiar în aceste zile am avut o discuție cu părinții mei care cresc un număr limitat de porci, respectiv doi. Am luat în calcul sacrificarea unuia dintre ei pentru că a ajuns la o greutate considerabilă. Sunt și anumite activități în zona rurală unde e nevoie de proteină și se justifică sacrificarea unui porc. O să execut în gospodăria proprie, în mod tradițional, fără nicio problemă. Și chiar dacă eu personal aș fi crescător de porci în această perioadă, m-aș asigura de toate măsurile de profilaxie generală, nu aș avea nicio emoție, aș continua în continuare să cresc porci, pentru că este o activitate, cel puțin în unele zone, o activitate rentabilă pentru unii crescători această activitate. În afară de această teorie a conspirației pe care ați demontat-o la începutul emisiunii, oamenii totuși sunt îngrijorați. Trebuie să recunoaștem, crescătorii de porcine în aceste momente trec prin perioade grele, perioade dificile, prin faptul că trebuie să recunoaștem consumul într-o anumită măsură a scăzut, dar lumea trebuie să știe, boala respectivă nu se transmite de la animale la om. Mai mult, toată carnea de porc din galantare este verificată sanitar-veterinar, este certificată. Sunt specialiști care se asumă responsabilitatea vis-a-vis de salubritatea acestei cărni și pot, din unitățile autorizate, să-și achiziționeze, să cumpere, să consume fără nicio problemă această carne. Ce nu înțelege lumea și se întreabă și ne întreabă și pe noi, în zonele care deja sunt afectate, să sperăm că nu va fi cazul și județului nostru, de ce nu au voie oamenii să sacrifice porcul și să-l consume de vreme ce această boală nu se transmite omului? Sigur, prin sacrificarea în anumite perioade a unor porci din zona de focar, există probabilitatea foarte mare ca virusul să fie prezent și în carnea porcilor care urmează să fie sacrificat, iar sacrificarea și depozitarea pe o perioadă mai lungă nu ar face altceva decât să fie o sursă importantă de difuzare și de menținere a virusului în localitatea respectivă. Acesta este motivul pentru care, pentru a elimina cât mai repede un focar de boală, se încearcă pe de o parte eliminarea tuturor porcinelor suspecte și care ar putea contacta ulterior boala pe o anchetă epidemiologică care se face în această zonă, astfel încât focarul să fie închis cât mai repede, iar activitatea să fie reluată. Păstrarea unor cantități de carne cu virus în diferite faze, pentru că este important de știut, boala are o perioadă de incubație, se poate sacrifica un porc dintr-un focar, el să fie purtător, fără să prezinte simptomele de evoluție a bolii și focarul va persista o perioadă foarte lungă de timp în acea zonă, în acea localitate. Așadar, este practic chiar în interesul oamenilor. Pentru că despăgubirile, așa cum ați întrebat înainte, despăgubirile se acordă, zic eu, din ceea ce cunosc la nivel național, cu celeritate și
cel puțin în unele zone care au timpul legal expirat, ele au și sosit la producători. Practic, este chiar în interesul oamenilor să rezolve cât mai rapid această problemă, să elimine cât mai rapid focarul de infecție pentru a putea să reînceapă creșterea animalelor, care, așa cum ați arătat, nu presupune o durată foarte lungă. Și a eliminat celelalte restricții care se impun atunci când evoluează un focar, inclusiv restricții privind circulația animalelor, evoluția activității târgurilor și așa mai departe. Mai vedem în continuare, tot pe acest subiect al peste porcine, un scurt material. Este vorba despre un film informativ pregătit de autoritățile europene în care aflăm cum să fim cu un pas înaintea pestei porcine africane. African swine fever is a viral disease of pigs and wild boar that is usually deadly. There are neither vaccines nor cures. For this reason, it has serious socio-economic consequences in affected countries. The virus can persist for several months in the environment and in carcasses. Curing or smoking pork products does not always destroy it. Humans are not susceptible to the disease, but they can spread it through contaminated clothes or equipment. The clinical signs of African swine fever are variable and not always easy to recognize. Typically, diseased animals will show some or all of the following symptoms: high fever, weakness and reluctance to stand, vomiting, diarrhea, sometimes bloody, red or blue colored skin, particularly around the ears and snout, coughing and difficulty breathing, miscarriage, stillbirths, and weak litters. Most of the diseased animals will die within 10 days. Domestic pigs can be infected in a number of ways, including contact with contagious pigs purchased in affected areas, being fed with kitchen waste, contact with contaminated materials, for instance, from people wearing contaminated footwear or clothing. Contact your official veterinarian immediately if you suspect African swine fever has infected your herd. Do not move animals from the farm. Always change clothing and footwear when leaving the farm. Before purchasing feed, litter or pigs, ensure that they come from trustworthy farms that have carried out the necessary measures to protect their farms from the virus. Do not allow your pigs to have contact with wild boar or pigs from other farms. Never feed kitchen waste to pigs. Avoid outdoor farming in areas affected by African swine fever. Do not acquire pork or pork products from affected areas which could cause risk. Wild boar hunters should not come into contact with domestic pigs after hunting. Hunters and farmers should not leave offal from wild boar or domestic pigs in the fields and forests. Do not leave food or waste in areas where wild boar may be present. Contact official veterinary authorities when you find a dead wild boar, even if the area has not been affected by African swine fever. Iată așadar un material informativ oferit de Comisia Europeană, plin de informații concrete despre măsurile pe care le putem lua pentru a împiedica răspândirea epidemiei de pestă porcină africană. Pentru proprietarii fondurilor de vânătoare am avut nenumărate întâlniri cu dânsii și s-au stabilit măsurile care se impun în fondurile de vânătoare. La nivelul județului Cluj s-a trecut la recoltarea masivă, zic eu, a vânatului, în special a porcilor, respectiv a porcilor mistreți. Avem o populație foarte mare de porci mistreți, inclusiv domnul prefect a impus acest lucru, să se ajungă cât mai repede la o populație optimă de mistreți în județul Cluj. Printre alte măsuri,
discutate și discutabile și în legătură cu care multă lume ne-a adresat întrebări, una dintre măsuri, neutralizarea culturilor. Ce înseamnă acest lucru? Lumea e foarte speriată de pârjolirea culturilor. Am văzut și eu, din păcate, tot felul de interpretări, dar legiuitorul a venit de această dată cu mai multe soluții, cum ar fi, de exemplu, în vederea stopării difuzării virusului, despăgubirii inclusiv a animalelor care nu sunt, respectiv a porcilor care nu sunt identificate. Pentru că sunt cetățeni care din anumite motive nu au avut timp, justificabile sau nu, iar în astfel de situații, știind că animalul nu este identificat, nu este supus despăgubirii, ce ar fi făcut? Prima reacție, comercializarea, ascunderea lui sau așa mai departe, și ar fi fost un risc foarte mare ca boala să difuzeze. Am văzut foarte multe discuții pe acest subiect, din păcate și la persoane, din partea unor persoane neavizate. Practic, legiuitorul a dat voie și a creat această oportunitate autorităților locale implicate în combaterea unor focare. Atunci când găsești un focar, când găsești un porc mistreț sau un porc domestic într-un lan de porumb, într-un lan de cereale, să poți să iei anumite măsuri în zona respectivă, cum ar fi chiar pe o anumită suprafață restrânsă, câțiva zeci de metri pătrați, câteva sute de metri pătrați, să treci la o igienizare a locului respectiv și chiar dacă este cazul, la o incinerare a resturilor sau a culturii după caz și nu în ultimul rând, ceea ce este foarte important, să poți să acorzi o despăgubire celui care deține cerealele respective. Nu este vorba, nu o să se apuce nimeni de incendieri masive, doar acolo unde este cazul. Din ceea ce cunosc eu la nivel național, nu a fost cazul pentru astfel de acțiuni, dar s-a luat în calcul și această ipoteză că atunci când ai găsit un porc mistreț, de mistreț vorbim în speța respectivă, într-un lat de porumb, porc mistreț care este ulterior dovedit a fi bolnav de pestă porcină africană, să poți să iei și astfel de măsuri, dar sub nicio formă incendieri pe suprafețe extinse sau așa mai departe. Oricum, toate aceste măsuri se iau în, așa cum spuneam și la început, în centrul local de combatere a bolilor, unde este prezent și proprietarul exploatației sau, după caz, proprietarul lanului de cereale respective. Ultima temă de discuții din această seară, pentru că ne apropiem de încheierea emisiunii, este o temă de sezon. Ploile au adus recolte frumoase de ciuperci în pădurile de la munte și nu numai. Autoritatea pe care o coordonați la Cluj se ocupă de siguranța alimentelor. Vă ocupați și de această problemă a ciupercilor, care sigur că prezintă un potențial risc pentru cei care cumpără din locuri neautorizate, de la marginea drumului, de la țăran, de la culegători? Sigur. Avem în atribuții verificarea, monitorizarea a tot ceea ce înseamnă și produsele de origine non-animală, respectiv ciupercile. Am avut câteva acțiuni în perioada anterioară privind verificarea agenților economici și nu în ultimul rând a locurilor unde se comercializează. Câteva locuri avem consacrate la nivelul județului Cluj, unde se comercializează astfel de ciuperci. Din păcate, și comercianții acești ambulanți, după verificările noastre, apar, așa cum a spus și dumneavoastră, ca și ciupercile după ploaie, dar recomandăm și vă mulțumesc pentru întrebare, recomandăm cumpărătorilor și celor care consumă în mod frecvent ciupercile să le achiziționeze din locuri autorizate pentru comercializarea ciupercilor sau să-și le culeagă singur dacă sunt cunoscători din pădurile de la nivelul județului Cluj și să evite pe cât posibil achiziționarea de la vânzătorii ambulanți. Sigur, atunci când vezi un munte de gălbiori pe marginea drumului sau alte ciuperci, este tentant să cumperi de acolo și să nu să faci un efort. Să ne reamintim însă de riscurile la adresa sănătății. Dar sunt riscuri și nu puține au fost cazurile de toxinfecții alimentare, destul de grave, și îmbolnăviri în fiecare an. Din păcate, îmbolnăviri la copii,
care s-au soldat cu urmări grave, urmări chiar foarte grave în unele cazuri. De ce? Ciupercile au particularitatea de a se înmulți în modul caracteristic. Există posibilitatea ca o singură ciupercă otrăvitoare, dacă ea este prezentă într-o cantitate oarecare, să fie contaminată o masă mai mare de ciuperci în jurul acestea. Nu în ultimul rând, manipularea care se face în timpul sortării, în timpul așezării pentru vânzare, creează premisele unui contagiu, dacă există și o ciupercă otrăvitoare în cantitatea respectivă. Iată așadar respectivă. Sfatul doctorului, fiți atenți. Și eu sunt când un consumator de ciuperci. Și nu aș avea curajul să ciuperci din pădure. Da. Nu aș avea curajul să culeg ciuperci din zona de deal, dar o fac frecvent, culeg ciuperci, sunt un cunoscător din zona de munte. Vă mulțumim pentru participare. Emisiunea În Vizor se încheie aici. L-am avut ca invitat pe Ioan Oleleu, director al Direcției Sanitar-Veterinare a județului Cluj. Am discutat despre pesta porcină, un adevărat coșmar pentru crescătorii de porc și nu numai pentru aceștia, o problemă economică deosebit de serioasă pentru România. Sunt Rareș Niculescu, ne revedem mâine la aceeași oră. Rămâneți cu NCN. La o nouă ediție a emisiunii Dr. NCN. Invitatul meu de astăzi este medicul Serenela Șipoș. Bine v-am găsit! Bine ați venit la noi! Și povestim astăzi despre cancerul de sân. Până să ajungem la a vorbi efectiv despre boală, ne puteți oferi câteva date statistice? Care este rata de îmbolnăvire în România? În România, statisticile arată că în fiecare an se îmbolnăvesc de cancer de sân, adică sunt depistate cu cancer de sân, în jur de 7.000 de femei. Și acestea sunt doar datele despre femeile care sunt depistate și care ajung la un medic. Dar sunt femei care nu ajung la medic. Sunt femei care nu ajung la medic. Ce semne de întrebare ar trebui să le ridice femeilor? Cum își pot depista singure o problemă? S-a constatat că peste 90% dintre femei își depistează singure nodulii la sân. În același timp, atunci când un nodul este depistat de o pacientă, înseamnă că mai ales deci peste 80% dintre ei sunt benigni și, în general, pacientele ajung la medic dacă simt ceva sau dacă le doare ceva. În același timp, este un număr mic de noduli care, atunci când se palpează, înseamnă că sunt suspecți de ceva și necesită investigații suplimentare, adică necesită ca pacienta respectivă să ajungă la un medic, dar 80% dintre ei sunt benigni, adică nu sunt suspecți de cancer. Bun. Știu că dumneavoastră recomandați o palpare lunară a sânului. O să vă rog să-mi spuneți în ce parte a ciclului menstrual este indicat să facem această palpare? Autopalparea este foarte importantă. Ar trebui făcută de fiecare femeie o dată pe lună după ce a trecut perioada menstruală. Aceasta se face în fața oglinzii și este o tehnică specială, nu este greu de învățat, dar este important ca femeia să știe cum să-și palpeze sânii. Practic, aceasta se face cu bustul dezgolit în fața oglinzii. Femeia prima dată se uită dacă sânii sunt de aceeași dimensiune, dacă au aceeași culoare, dacă pielea arată la fel, dacă sunt umflături, dacă se vede ceva în oglindă, apoi mâinile se pun în șolduri și se observă din nou dacă
La suprafața sânului se vede ceva care nu este de la o lună la alta la fel. Și apoi se face palparea efectivă, care poate să detecteze noduli sau poate să detecteze faptul că pielea este adâncită sau este ridicată de o formațiune. Aceasta trebuie făcută lunar, această autopalpare, și dacă s-ar face în primul rând autopalparea, s-ar descoperi mult mai multe leziuni și femeile și-ar pune semne de întrebare dacă este sau nu ceva în neregulă cu sânilor. Dar există și paciente care nu practic nu simt așa fără o autoexaminare nu simt că e ceva în neregulă cu sânilor și atunci ajung în stadii mai avansate la medic cu noduli palpabili care nu dor. În primul rând, femeile ar trebui să înțeleagă că majoritatea cancerilor de sân nu dor. Este un singur cancer care doare, cancerul inflamator, și mai este încă o boală malignă a sânului, boala Paget, care iarăși are simptome mai zgomotoase și atunci se simte și doare. Dar majoritatea cancerilor nu dor. De aceea este foarte important screeningul senologic anual, care și în România se face prin mamografie, care este decontată de Casa de Asigurări pentru femeile peste 40 de ani. Deci când ajungem la vârsta de 40 de ani, și eu am 44 de ani, mulțumesc, și la 40 de ani mi-am făcut prima mamografie. S-a constatat că sânul meu are mai multă glandă mamară decât țesut adipos. Asta înseamnă că mamografia eu trebuie să mi-o repet la 2-3 ani, până la 50 de ani. Dacă femeia are sânul cu mai multă grăsime, deci este un sân adipos, atunci mamografia aceea trebuie făcută anual. Iar femeile care au sub 40 de ani au vreo metodă de screening? Screeningul la femeile sub 40 de ani se face prin ecografie, care este o metodă neiradiantă a sânului. Se poate face și la femeile care au sân sensibili sau care alăptează sau care sunt însărcinate sau care au un traumatism al sânului și practic sânul este foarte sensibil și dureros. Mamografia, în schimb, este o metodă care care iradiază sânul, este o iradiere minimă, iar beneficiile unei mamografii făcute la intervale regulate practic descoperă foarte multe. Mamografia făcută la intervale regulate descoperă foarte multe leziuni pe care nu ai cum să le simți palpabil și practic le descoperă în stadii incipiente ale bolii, astfel încât pacienta să ajungă la un medic-oncolog și să își trateze acest nodul în 95% dintre cazuri fără consecințe majore. Deci dacă cancerul de sân este descoperit în stadii incipiente, stadiu 1, stadiu 2, stadiu 3A, atunci poate fi vindecabil. Practic nu se moare din cauza cancerului de sân. Se moare datorită complicațiilor care apar dacă el nu este descoperit la timp și dacă nu sunt luate niște măsuri. Deci, practic, pentru femeile sub 40 de ani este important să-și facă o ecografie anual, iar la femeile peste 40 de ani, controlul senologic implică mamografia plus sau minus ecografie, în funcție de tipul de sân pe care îl are femeia. Dacă la ecografie și la mamografie s-a găsit o formațiune suspectă mamo-ecografic, atunci următorul pas este punctia biopsie. Ce se observă? Ecografic. Ce se observă în timpul unei puncții? Atunci când observăm ecografic un nodul, dacă femeia are peste 40 de ani și a făcut și mamografie și ecografie, dacă trebuie să-și facă o punctie biopsie mamară, punctia biopsie mamară este o metodă invazivă. Adică se face cu un pistol special, cu niște ace speciale, cu care se prelevează țesut glandular
din tumora respectivă și se analizează, se face un examen histopatologic ca să se vadă ce fel de celule sunt acolo, ca să știm ce facem cu cancerul respectiv mai departe. Sunt multe feluri de cancer și sunt multe feluri de celule care reacționează la la medicație diferită. Și atunci medicul oncolog trebuie să știe ce fel de celule sunt acolo ca să știe ce tratament trebuie să administreze. Avantajul în clinica noastră este că avem medici oncologi lângă noi și atunci când depistăm un nodul suspect și am făcut și ecografia, și mamografia, și punctia biopsie, atunci pacienta poate fi trimisă la medicul oncolog și de acolo mai departe el are o atitudine terapeutică în funcție de rezultatul anatomopatologic după punctia biopsie. Trebuie să facem o scurtă paranteză. Dacă ați ajuns la punctie biopsie, nu înseamnă neapărat că este vorba despre o tumoră malignă. Poate fi și benignă. Da. Există posibilitatea ca un nodul care este suspect ecografic sau suspect mamo-ecografic după punctia biopsie să fie negativ rezultatul pentru un cancer. Deci să nu fie cancer. Dar în majoritatea cazurilor în care noi recomandăm o punctie biopsie, nodulii suspecți de malignitate sunt maligni. În majoritatea cazurilor. Deci sunt foarte puțini noduli pe care i-ai trimis la punctie biopsie după un examen mamo-ecografic și sunt benigni. Am înțeles. Pentru că există anumite caractere ecografice și anumite caractere mamografice care puse una lângă alta îți dau un scor senologic care se numește BRADS și care, dacă este are o anumită valoare, înseamnă că leziunea respectivă este înalt suspectă de malignitate. Scorul BRADS 5 este specific pentru leziunile care sunt înalt suspecte de malignitate. Și atunci, practic, trimise la punctie biopsie, aceste leziuni sunt în marea majoritate a cazurilor cancer. Da. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste precizări. Cu siguranță continuăm discuția, pentru că telespectatoarele noastre trebuie să afle ce se întâmplă mai departe. Și cu dumneavoastră ne revedem sănătoși! Oase sau ale coloanei vertebrale, apelați la clinica Chiromedical, unde medicul Loran Ferenț, cu mare experiență în chiropractică și cu peste 3000 de pacienți tratați, vă ajută să vă recuperați sănătatea întregului corp. Lombosciatică, discopatie lombară, torticolis sau umeri blocați, Chiromedical este soluția. Intră pe www.chiromedical.ro și fă-ți o programare la cei mai buni specialiști din Cluj. Pe strada Horea, la numărul 32, clujenii dornici de arome de poveste poposesc mereu la Capriccio Bistro. E un loc cu adevărat special, în care se mănâncă dumnezeiește. Asta pentru că noi gătim cu pasiune, gătim mâncare pentru suflet. Capriccio Bistro, acum și la delivery pe www.capricciobistro.ro. Coratim Events Hall este o locație premium perfectă pentru nunta ta. Coratim Events Hall nu e o simplă sală de nunți, ci locul ce te ajută cu tot ce ai nevoie. Catering sau managementul evenimentului, pentru ca voi, mirii, să vă bucurați de fiecare moment al evenimentului, într-o atmosferă rafinată, călduroasă și plină de stil. DermaVision este un centru dermatologic privat, nou și modern, deschis pentru a corespunde cerințelor dumneavoastră, oferind servicii premium de dermatologie clinică și intervențională, venerologie, epilare laser și estetică dermatologică. DermaVision a fost conceput de Dr. Mirela Susan, medic specialist dermatovenerolog. Programează-te la DermaVision, strada Gheorghe Șinca, numărul 15, sau intră pe www.dermavision.ro.
DV Interclinic este o clinică medicală privată de înaltă performanță, specializată în domeniul tratamentului varicelor și al bolilor hemoroidale. DV Interclinic are aparatură medicală ultramodernă, dar se bucură și de aportul medicului Dragoș Vălean, bine cunoscut pentru seriozitatea sa. Află detalii despre DV Interclinic la sediul din Tăietura Turcului numărul 2A4, apartament 17 sau pe www.dvinterclinic.ro. Cine spunea că nu sunt locuri de muncă în Cluj? Practic, ele sunt pe toate gardurile și pe toți stâlpii. Trebuie doar să vrei să le găsești și să-ți dorești să muncești. Fabrica de Plante este o companie de call center care vinde eficiența. Rupem telefoanele ca să oferim clienților tot ce este mai bun. Îți oferim... Ne cerem scuze, întrerupem aici discuția. Avem un client în așteptare, dar dacă ești interesat, ne poți suna la 0726-818888 să stăm de vorbă. Fabrica de Plante. Înveți să ai încredere în tine.